Bună ziua! Astăzi facem pâinică împletită. Bine ați venit la Camelia Bucătărie, la vrăjitul cu camele și bucate gustoase. Acesta este aluatul. Este făcut dintr-un kilogram de făină. Am pus două cubulețe de drojdie de 25 de grame, două lingurițe rase de zahăr, 100 de apă, două ouă, 300 de lapte, două lingurițe rase de sare și 120 de ulei. Puneți ulei de floarea soarelui sau de măslin, după preferință. O să facem un pâinică, cred că în formă de colocel. Acesta este aluatul, ia uitați-l ce fain este. Așa. Și ia să vedem, să-l scoatem din formă. Am să pun puțină făină aici pe masa de lucru. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Acesta este aluatul. O să facem o pâinică împletită. Este dintr-un kilogram de făină făcut. Îl întindem și o să facem 4 șuvițe și o să împletim în 4. Așa. Să vedem, aici mi-am pregătit o tavă cu hârtie de copt și o să-l facem aici pe tavă. Așa, și ia să-l împărțim. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Am să și cântăresc și am să mă opresc o bucățică de aluat, să facem un puișor, să facem unul, doi, să punem deasupra. Așa. Am să le pun așa alături și fiecare bucățică o să o strângem așa. Lua fiecare, am împărțit aluatul în 5. Eu am să fac în 4 și din acest o să facem puișori, o să facem altceva. Așa. Și am să dau și am să întind fiecare foaie așa. Cu sucitorul. Și o pun așa deoparte. O întindem și pe a doua. Aluatul l-am lăsat să crească circa 2 ore. A crescut. Nu este prea cald la mine și a durat un pic mai mult. Și voi întinde așa fiecare foaie. Așa. Am să le pun așa într-o parte. Și acum să facem șnurulețul. Voi lua bucățica mea. Ne ajutăm și cu puțină făină dacă este nevoie să nu se prindă, să nu se lipească. O să pun puțină făină. Așa. Și am să întind această foaie bine. Vedeți? Ia uitați cum arată aluatul. Așa.
și întindem așa bine. Vedeți beșicuțele. Le întindem pe rând. Așa, de puțin, ca să ne facem șnurul nostru. Așa. O să mai scot un fund, să pun așa aici în față. Să le pun aici una lângă cealaltă, că nu am loc. Așa. Și dăm așa deoparte. Să facem o pâinică cu bucle frumoase. Așa, și acum facem schimbul cu prima. Am să o iau pe prima de aici, o pun aici și o întindem. Și întindem așa bine. Și acum, după ce am întins foaia mea, o răsucim încet. Așa, să fie strâns. Bună ziua, Vasi! Bună ziua, Lavinia! Eu îți mulțumesc, Lavinia! Vă mulțumesc tuturor pentru că mă urmăriți și pentru aprecieri. Vă mulțumesc din suflet tuturor! Așa. Și am făcut prima șuviță. O strângem așa bine. Și o dăm deoparte. Și o lăsăm așa aici în față. Și acum o să mai pun puțin o făină ca să nu se lipească. Și o întindem și pe a doua foaie. Așa. Și întindem așa aici. Și facem 4 șuvițe. Apoi o să ungem, lăsăm la crescut și o să ungem colăcelul cu ou și o să punem mac deasupra. Așa. Și avem și al doilea fir. Așa, și strângem așa bine. Și punem așa aici alături. Luăm altă foaie. Strângem așa bine. Și le avem pe toate 4. Ia să-mi dau deoparte. Aici mai am o bucățică de aluat. Și să mi le pun așa ca să le împletim. Așa. O să dau deoparte. Așa.
cuptor aici. Să vedem dacă reușesc așa să fac. Așa. Și acum le vom uni aici într-un capăt. Sper că se vede. Așa. Și vom lua o șuviță și o să o dăm aici în partea aceasta. Nu știu dacă se vede. Ia să întorc. Așa. Și o să o punem așa aici. Așa. Și pe aceasta o să o luăm și o să o ducem aici. Așa. Acum pe prima de aici o tragem în jos, între acestea două. Și acum pe prima de aici o ducem în partea asta. Ia uitați. Așa. Acum prima care era fost prima aici o ducem în partea aceasta și între cele două o ducem pe aceasta. Așa. Acum o luăm pe aceasta de aici, o ducem aici. Tragem în jos și continuăm. Așa. Nu l-am strâns prea tare. Așa. Și acum îl strângem și să-l punem în tava noastră. Covecelul nostru. Ia uitați-l. Și de aici o să facem un puișor, o să facem ceva. Și o să-l punem aici unde închidem. Și puțină făină. Așa. Le facem pe amândouă acestea lungi așa. Să-mi deschid și cuptorul. Așa. La 200. Așa, eu l-am pus la 220. Și acum.
strângem așa puțin. Așa. Îl facem și pe celălalt. Să dăm cu ouă bătut peste și o să punem mac și o să presurăm și cu puțin așa, cred că este gata. Și acum cu puțin mac o să punem deasupra așa. Și puțină sare. Eu am sare rosă, roșie, roză. Așa am să pun așa câteva granule de sare. Așa. Deci am renunțat la puișor, că nu a ieșit frumos. Și am făcut doar așa, această fundiță. Și dăm la cuptor. Circa o jumătate de oră încercăm cu scobitoarea. Eu l-am pus la 200 de grade. Ia să deschid. Uitați. O să vedem, dar nu cred că este gata. Nu m-am uitat la ceas. Așa, ia uitați aici la încheietură cum a ieșit. Așa. O mai punem puțin la cuptor. Aici avem scobitorile. Haideți că se prinde, nu este gata. Am dat temperatura la 180 acum. A fost la 200 de grade. Și lăsăm să se facă. Este încă crud. Am de aluminiu sau o hârtie de copt deasupra și îl băgăm din nou la cuptor. Am să-l bag din nou. Vedeți? Colocelul. Nu știu dacă se vede așa de bine. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă pup dulce. Vă doresc și vă multă sănătate și mulțumesc din suflet tuturor. La revedere, pupici!